Avo a venit pe la noi cu niciun apropo din partea producătoarei noastre, Alice, că trebuie să sun finally la psiholog. Da, mă, o să mă duc și privat. Aia e. Mă duc bună odată. Dimineața, Iulia. Bună dimineața, Iulia. Bună dimineața. Bine ai venit. Da, m-am hotărât de foarte mult timp, doar că n-a avut loc, a fost mai greu. N-a avut loc. Nici măcar n-a sunat. Mă, de când am venit eu la voi prima oară, am auzit același lucru. Da, dar tu am crezut că mi-ai recomandat așa, că eram pe post și, na, orice psiholog recomandă psiholog. Nu neapărat, nu. Adică era pe bune, Andrei. Mamă, eu nu cred. Am vorbit serios de la început. Am întrebat-o și pe Viu, era ultima mea speranță. Claudia, Giulia, Alice, acum și tu, Iulia, toate mă trimiteți și m-am dus, am deschis ușa și am zis, eu cred că am nevoie de psiholog și în timp ce scria știrile mele, da. Păi, fără doar și poate. O să mă duc. Până la urmă e ceva ce face toată lumea. Dar nu vorbim despre mine astăzi, Iulia, vorbim despre traume. Da. Bună dimineața, în primul rând. Bună ați dimineața. Ales un subiect destul de intens, așa pentru, nu neapărat prima oră, dar destul de vreme. Uh-huh. O să vreau să ne familiarizăm cu conceptele mai întâi și apoi o să discutăm, că înțeleg că îți doresc să discutez despre trauma de abandon astăzi. Da, pentru că Ibița oare. Ok. Ibița mea, chiar oare. Dar și la animale, serios, există Andrei. Și la animale trauma de abandon, nu? Hai că trecem, hai să trecem prin concepte și apoi bun. Decizi tu ce are Ibița sau nu. În primul rând, de foarte multe ori întâlnim cuvântul traumă și pentru a desemna evenimentele tragice din viața cuiva. Dar nu putem să folosim același cuvânt și pentru a defini ceva din exteriorul nostru cât și din interiorul nostru. La exterior vorbim de trauma ca și eveniment. Trauma în sine, ca și experiență umană, este acea experiență internă de ruptură interioară, de deconectare de sine, de vulnerabilitate fără protecție, care generează o multitudine de stări de frică și care duce până la deteriorarea identității, dar și a mecanismelor de autoreglare. Asta înseamnă că nu mai sunt în contact cu ceea ce se întâmplă în interiorul meu, că nu mai reușesc să am claritate între lumea internă și lumea externă. Și atunci, dacă vrei să ne referim strict la trauma de abandon, este generată de experiențe care, în copilărie, ne fac să ne simțim nesiguri, în nesiguranță, pardon, ne fac să ne simțim lipsiți de îngrijire, o grămadă de... și poate duce chiar până la separarea de figurile de atașament, pentru că știm că figurile de atașament sunt cele cu care, de care un copil depinde în prima parte a vieții lui. Adică de părinți, nu? Figurile de atașament. Părinți, îngrijitori. Ok. Dar cum apar traumele? Traumele. Primul și în primul rând, hai să vorbim, o să vă dau mai multe exemple, da? Atunci când, în primul an de viață, copilul este separat în mod consistent față de mamă. Fie mama este bolnavă, fie suferă de depresie postnatală, este trimis la rude, la bunici, în instituții de îngrijire, este mama pleacă sau, mă rog, există evenimente mai tragice de atât, sau prin faptul că este prins în stresul mamei, stres generat de contextul actual al vieții ei, și atunci primește de la mamă fie un minimum de emoție, fie o invazie de emoție. Ok. Ok, dar cu ce te ajută terapia? Ajungem la terapie după ce conștientizăm noi sau cei de lângă noi treaba asta, nu? De multe ori. Psihoterapia ne învață să devenim autonomi și autonom nu înseamnă să fiu fără celălalt, înseamnă să fiu împreună cu celălalt, dar să nu-i pasez lui responsabilitatea funcționării mele, pentru că altfel o să ajungem să devenim victimele celorlalți și o să spunem despre ei că sunt cei care ne strică viața. Okay. Ne ajută să facem procesarea traumatică și să învățăm să fim bine în interiorul nostru cu informația traumatică. Să putem să avem o viață care să decurgă bine și o bună stare pe perioadă lungă de timp. Ok. Ne ajută să înțelegem lucruri despre noi, să fim în contact cu noi, cu informația, să separăm, repet, lumea internă de lumea externă. Și presupun că terapia se întinde pe ani sau pe luni. Cred că depinde. Presupun că ai avut oameni care au venit la cabinet și au scăpat mai repede, alții mai greu, dar au în medie așa, cam în cât timp se poate rezolva problema asta? Nu știu să spun. În funcție de om, nu? De problematică, da. Și până la urmă putem continua terapia chiar dacă ne rezolvăm problemele inițiale.
ca un stil de viață, ca o igienă mentală, mie așa îmi place să spun. Ce frumos asta. O formă de igienă mentală, da. Ce frumos, igienă mentală. Pentru că încă nu, oamenii nu conștientizează atât de mult felul în care ne impactează tot ceea ce se întâmplă zi de zi în viața noastră. Ca mine. Și, eu sunt un exemplu bun. Și tu? Am încercat și eu. Să... încerca, adică făcea o aluzie foarte subtilă la tine, Andrei. Da, ne întoarcem imediat cu Iulia să vă mai povestim. Dacă aveți întrebări pentru Iulia, 0734 3 de 6 3 de 0, puteți să le puneți aici, că aici plătim noi, cumva, asta e, la cabinet. O găsiți și acolo, Iulia Savu, și pe Instagram și pe Google și oriunde dați imediat de ea. Ne întoarcem, bună dimineața. Neața. Vorbim despre traume și acum, bine, că îți dai seama că eu, mamă fiind, nu pot să nu am întrebări și legătate despre relația dintre mamă și copii și vreau să ne spui, Iulia, cum putem să prevenim noi ca mame apariția traumelor atunci când nu e, adică nu e vina noastră, na, noi și dacă intrăm în acea depresie postnatală și simțim că nu mai știm cum să mai gestionăm emoțiile care ne cuprind în acea perioadă, na, se poate ca atașamentul să fie rupt la un moment dat. Andrei, ce îmi place cum ascult să zici că te pregătești să faci copil. Băi, eu nu mă bag în discuțiile despre copii destul de desperat. Eu încă nu am copii și aiurea să mă dau cu părerea acum. Până nu ai, mi se pare că ți-e schimbă viața atunci când ai copii, deci nu. Cea mai puternică legătură este între mamă și copilul ei și asta știm cu toții și atunci relația se va simți și se va înțelege diferit de la un capăt la altul. Ceea ce e foarte important este ca în primul an de viață al copilului să existe foarte multe similarități pentru o mai bună dezvoltare a copilului, adică mama să fie atentă la semnele pe care bebelușul le transmite și să facă acțiunile de care el are nevoie. Astfel, el va învăța, se va dezvolta și va învăța să facă diferențierea între el și ceilalți și va avea o gândire de tipul eu să fiu eu, tu să fii tu și noi să fim bine și să ne acceptăm diferențele între noi. Pentru că un bebeluș nu are mecanismele de gândire necesare cât să facă diferențiori și atunci are niște trăiri de tipul eu sunt tu, eu sunt mama și preia foarte mult din stări și ba chiar în momentul în care va vedea că nu îi se răspunde unde va fi în situația în care să se descurce singur, ceea ce va fi imposibil. Și va învăța că el trebuie să aibă grijă de mamă. Da? Și nu invers. Și că el nu este important. Eu sunt neiubit, eu sunt neimportant, mama este importantă și dacă mama este importantă, atunci eu trebuie să am grijă de ea. Și se deconectează în felul acesta de nevoile lui și învață să privească lumea dinspre exterior către interior. Am înțeles. Andrei, ai înțeles? Eu am înțeles și eu, dar ți-am zis, mi-e foarte greu să trec prin asta. La un moment dat o să trec și o să fiu mamă, tată. Mamă, nu pot să... Lui Bința-i mai zic uneori, să știi, și mami, tati, na. Eu am un copilaș și încă trăiesc în bula mea în care cățelușul meu este copil. Să știi, Iulia, nu știu dacă e o problemă des întâlnită. Nu este. Dar probabil este pre... Nu este des întâlnită, nu este o problemă. Asta vreau. Mulțumesc. Mamă, ce drăguț. Măi, uite. Haide, că a zis. Mergeți la Iulia pentru că nu aveți mari probleme. 0734 3 de 6 3 de 0, dacă aveți întrebări. Avem niște întrebări aici. Bună dimineața, Iulia, am o întrebare. Într-o ceartă, când știi că ai dreptate și totuși ești certat, e mai bine să taci sau să-ți exprimi dreptatea? De la Cristian nostru. Contează să știi că ai dreptate într-o ceartă sau contează să existe armonie într-o relație? Păi stai și pui să vezi. Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam la asta, na, Cristi. Păi și a venit dacă, și răspunsul. Bum. Dacă nu ai dreptate și... Și dacă ești certat, scuză-mă, Julia, înseamnă că încă ești în postura de copil în acea relație și nu sunt doi adulți acolo. Ah, ok. Mamă. Mamă, nu mă știu, m-a lovit, da, ce vrei să zic? Când mă lovește trenul, na... Uite, bună ziua, acum poți să corectezi un copil încăpățânat la vârsta de 3-4 anișori. Să corectez. Este perioada între 3 și 5 ani în care vrea să dobândească putere. Nu știu exact la ce tip de comportament se referă și ce se ascunde în spatele comportamentului, ce îi generează un astfel de comportament de încăpățânare. Așa că o să am nevoie de mai multe detalii ca să pot să ofer un răspuns corect. Mamă, când vă gândiți că Ramses sau care, nu știu, faraon l-au pus la 5 ani...
Petron. Se întâmplau lucruri rele pe vremuri. Bun, Iulia, ar mai fi ceva de adăugat despre traume? Ce, bă, poate se întâlnește foarte des sau vin oameni la cabinet și nu ne-ai spus în dimineața asta. Suntem curioși să aflăm care sunt marile probleme sau micile probleme cu care ne întâlnim destul de des, dar nu le conștientizăm. Uite, există mai multe tipuri și cred că specialiștii le împart tocmai pentru a lucra mai ușor cu traumele respective. Există trauma de iubire, trauma de abandon, trauma de identitate. Sunt foarte multe și cu siguranță cu toții am fost afectați mai mult sau mai puțin. Așa că sunt, nu pot să generalizez acest subiect. Trauma de iubire. Trauma de iubire, ce înseamnă asta? Felul în care, prin ceea ce ni s-a întâmplat în perioada despre care am discutat anterior, ne va afecta în relații ulterior. Adică felul în care vom învăța să iubim, să primim iubire, să o acceptăm, să fim, să ne identificăm nevoile, să ne raportăm la cei din jurul nostru. Da, sunt foarte multe aspecte de discutat aici. Bun. Dar cred că până la urmă concluzia este aceeași, că în momentul în care conștientizăm că avem o astfel de problemă sau, mă rog, cei din jurul nostru vor să ne ajute în această direcție, este foarte important să mergem să vorbim cu un specialist. Da, ca să uiți la Iulia în timp ce spui asta. S-a uitat numai la mine când a spus tot ce a zis Iulia, come on, o să merg. Da, nu, m-am întors așa ca să fiu și din profilul ăla bun. I love you too. I love you more. Da, trebuie să mergem să vedem un specialist cât mai repede și e bine, cum spunea cineva în mesaje, nu putem preveni traumele, practic, nu, Iulia? No, dar e bine să mergem la un specialist să vedem câte avem și cum putem să le rezolvăm. Nu câte avem, e bine să mergem să, repet, să vedem despre ce este vorba cu noi. Fiecare om are dreptul la sănătate și trebuie să-și găsească singur direcția și să înțeleagă, adică să fie responsabil pentru sănătatea lui psihică. Pentru că aceste informații, gândurile și emoțiile nu sunt în creierul nostru, cum aud foarte des, sunt în psihicul nostru. De aceea e bine să-l antrenăm. Deci e cu antrenament, Andrei. E cu mare antrenament și o să mă pun și eu pe antrenament. Gata, fetelor. Facem, Iulia, s-a avut pentru că ești aici și te-am prins. Cum facem să trimitem un om care are nevoie la psiholog, deși el nu vrea? Nu știu de ce ai pus tu întrebarea. A pus-o Claudia mai devreme. A pus-o Claudia mai devreme, eram în off și am zis că, băi, trebuie să întrebăm asta. Nu e că nu vreau, pur și simplu o să merg, dar poate sunt oameni care chiar refuză cu adevărat. Adică eu știu că am de ce să merg, dar dacă întâlnim un astfel de caz, un prieten bun, care are nevoie destul de rapid să meargă să discute cu cineva și refuză și spune că nu are nicio problemă. Cum facem cu oamenii ăștia să-i ajutăm? Tot prietenul tău va fi și cel care va întâmpina probleme și la un moment dat își va pune singur un semn de întrebare și ar fi bine să meargă la terapie dintr-o formă de motivație intrinsecă, adică care să vină de la el. Ok. Nu trimitem un om, poate putem să-i sugerăm, poate putem să fim... Dar dacă el nu e atent la nevoile lui, cum ar putea să fie atent la psihicul lui? Dar ar putea să reacționeze ca un copil? Dacă noi spunem, băi, du-te și să zică, nu, gata, nu, să-l enerveze fix faptul că oamenii din jur îi propun să se ducă. Nu e cazul meu, din nou, adică glumim. Asta ar însemna că e în continuare în negare și consideră că nu are niciun fel de problemă. Eu chiar sunt curios, adică am o grămadă de întrebări pregătite pentru psihologul meu. Punem încă o dată întrebarea, că nu... cum îl trimitem pe prietenul nostru, despre asta vorbeam, nu? Uh-huh. La psiholog. Ți-am răspuns, da. Nu-l trimitem, dacă nu-și dorește el să meargă, o să caute și la apoi... un moment dat, când se va lovi de, nu știu, anumite relații care nu vor funcționa, când la muncă nu o să mai dea randament. Dar dacă el, să zicem că îl convingem, îl convingem și o să reacționeze ca un copil, aici eram, și o să, după ce eu mă duc și zic, băi, trebuie să mergi tu la psiholog, uite, situația asta o să te ajute să mergi la un terapeut, să povestiți puțin. Și el fix din momentul ăla să declanșeze asta copiilor, știi, în care le zici, nu pune mâna și vor să pună mâna. Nu mai bine să... Adică e vreo metodă prin care să-i sugerăm, da, frumos. Mm-hmm. O metodă? Uite, îmi fac griji pentru tine, am observat că ai tendința să faci... Hai că să nu fiu foarte agresiv. În ultima perioadă ești copleșit de anumite stări, nu știu, într-o formă, da,
Bineînțeles, tot emoțională, empatică. Eu am înțeles, avem și un mesaj pe WhatsApp-ul nostru care probabil nu știu dacă a înțeles sau nu, zice: încearcă să mergi la un duhovnic, nu cred că o să ai nevoie de psiholog. Mergem și la biserică, dar nu suntem anti, să știi. Ok. Dar nu mai așteptam la acest mesaj. E de la mama? Iulia Sav a fost în dimineața asta cu noi. Mulțumim tare mult, Iulia. Cu unde te drag. Găsesc oamenii? Pe Instagram, Iulia Savu, și pe Google, și peste tot.